Un accident similar s-a produs în localitatea Vatra. O mașină la volanul căreia se afla un tânăr de 19 ani a intrat la propriu sub remorca unui camion. S-a întâmplat în după-amiază de 6 iulie, în jurul orei 15. În imaginile de la fața locului se vede că autocamionul se află perpendicular deodată pe două benzi de circulație, iar automobilul are partea din față avariată. Potrivit oamenilor legii, la volanul vehiculului de mare tonaj se afla un bărbat de 39 de ani, iar automobilul era condus de un adolescent de 19 ani. În mașina băiatului se afla ca pasageră și mama acestuia. Femeia s-a ales cu mai multe traume și a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii nu au dat încă detalii despre circumstanțele exacte în care s-a produs impactul, însă preliminar totul s-ar fi întâmplat din cauza nerespectării distanței dintre autoturisme. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite.